Și ca investiție e un pas inteligent. Ea te răsplătește în tot timpul ăsta. Ea te plătește în continuu. Lumile artei contemporane de azi sunt, au început să se nască între 1991 și 2000. În ultimii ani, între 2020 și 2022, văd un soi de fierbere și de evoluție și creștere și, eu știu, un soi de implicare mai mare, un nivel de empatie crescut, un activism. Piața de artă care se naște acum și inițial e mică și plăpândă, începe să crească. Complexitatea apare mult natural. Apar operatori mai mult, apar colecționari. Să luăm operele de patrimoniu. Operele de patrimoniu, între altele, au fost lansate și datorită marilor colecționari ai vremii. Un zambaccean a cumpărat arta contemporană lui, întotdeauna. Până la urmă, întotdeauna arta contemporană a fost cumpărată. O atitudine onestă și directă și naturală contribuie la așezarea unor valori de patrimoniu. De ce trebuie cumpărată arta contemporană? Pentru că este ceea ce ni se adresează nouă, este lucru care ne constituie și pe noi. E vremea noastră, sunt semnele timpului nostru pe care le recunoaștem sau nu. Chit că o cumperi, chit că nu o cumperi, ea va lua măsura timpului ăsta. Începem să trăim timpuri interesante. Asta se oglindește și în creația contemporană. E parcă mai dinamică, parcă mai tensionată, mai energică. Răspunsul celor care creează e pe măsură. Lucrurile sunt mai tensionate, lucrurile sunt mai complexe și lucrurile de artă contemporană sunt și ele mult mai interesante și mai puternice. Simt că îmi vorbesc direct și că sunt condiționat, obligat să le iau. Lucrări de Gorzo, Cativrană, Irlo, Andre Serrano contează, cu cât sunt mai contemporane mie, parcă îmi spun mai mult și parcă fac parte din identitatea mea. În cazul artei contemporane, panta e la început și va crește zeci de ani de acum încolo. Că se pot întâmpla accidente, că se pot întâmpla stagnări, asta e partea a doua. Pe de altă parte, dacă tot ai cumpărat-o și tot ești consumator de artă, ea te răsplătește în tot timpul ăsta. Ea te plătește în continuu. Nu e un lucru în care ai investit și stă într-un subsol. Crește valoarea, sporește totul, însă tot timpul continuu te răsplătește. Pentru că o vezi zilnic și se presupune că ai luat-o pentru că îți place. Eu pictez pentru că vreau să văd anumite picturi în jurul meu. Dacă le-aș vedea făcute de alții, aș fi foarte fericit și n-aș mai picta. Am nevoie să văd anumite lucruri, ritmuri, imagini, culori. Mă uit zilnic la, cred că, sute de imagini. Când simt nevoia să văd ceva care lipsește, pictez eu. Îmi fac eu singur ce am nevoie să văd. E mesajul pe care îl văd lipsă în jur. Și e destul de difuz. Aici am lucrări în trei perioade. Din Wrong Painting, perioada asta a fost caracterizată de, să zic, culori extrem de tari. Era ca urmare a unei atitudini ironice, cinice asupra realității. Sunt lucrări din perioada Rostopasca, din algoritmul lui Brinberg. Algoritmul lui Brinberg a fost un mesaj către următoarea specie de ființe inteligente, care va popula pământul și care va proveni din gândacii de bucătărie. Era tot așa, o atitudine violentă pe de-o parte și ironică. La un moment dat am avut o perioadă cu pictură cu praf, pământ, cenușă, muștar. De obicei mergeam într-o anumită zonă și culegeam ADN-ul local pe care îl foloseam să pictez peisajul pe care îl folosise. Lucrarea de acum e din moara lui Asan. Am sărit gardul cu niște prieteni, am furat cărămizi de acolo. Am găsit niște delușoare de rugină și urme de
industrie. Am folosit totul, am pisat, am făcut pulbere și am amestecat cu un acrilic transparent și am pictat peisajele din Marea Loiasa.